Aici avem cartofi prăjiți cu ceva sosuri și aici avem kebabul. Bine ați revenit pe canalul meu. După cum am promis, am terminat cu partea de fasting, cu primul challenge și astăzi o să mâncăm ceva. Am comandat de la House Kebab din Sibiu. E prima dată când mănânc de aici, prima dată când comand de aici. Mi-am luat un kebab, pe lângă asta mi-am luat și un meniu, adică cartofi prăjiți și o cola, bineînțeles. Da, prima dată când mănânc de aici, sper să fie bun, o să vedem împreună. Haideți să vă arăt întâi cum arată totul. Bun, cam așa arată. Aici avem cartofi prăjiți cu ceva sosuri și aici avem kebabul. Eu zic că arată destul de ok. Haideți să-l și încercăm. Să începem cu cola, pentru că mi s-a uscat gâtul deja. Exact cum a zis, după un fasting totul are un gust mult mai intens. Cola asta e grozavă. Să vedem și niște cartofiori. Sunt buni. Sunt destul de buni. Nu sunt făcut de ei, se vede clar că sunt cumpărați. Dar merg foarte bine cu aceste sosuri. Și nu în ultimul rând, să vedem kebabul. Gândiți-vă că au trecut undeva la 74 de ore aproximativ de când nu am mâncat nimic consistent. Aseară am întrerupt fasting-ul pe la 74 de ore pentru că știam că astăzi o să filmez ceva și o să mănânc. Și aseară am zis, băi, trebuie să-mi obișnuiesc sau să-mi reobișnuiesc stomacul cu ceva mâncare și am mâncat foarte puțin. Dar este primul fast food după o perioadă destul de lungă și ce pot să vă spun, e extraordinar. Nu este cel mai bun pe care l-am mâncat, dar e suficient de bun. Să punem și cu un pic de salată. Salata aceasta e cam fadă, nu are absolut nimic pe ea. Nici măcar, nu știu, puțin oțet sau ulei sau ceva. Foarte fadă. Și să încercăm și murăturile. Destul de ok. E incredibil gustul. Tocmai din cauza asta, dacă nu aveți un scop pentru care să faceți fasting, credeți-mă că după o zi în care n-ați mâncat nimic și reîncercați o mâncare, o să fie extraordinară, merită doar pentru acest beneficiu. Doamne, cât de bună e cola asta! Hai să testăm și carnea. E bună. E acea carne tipică pe care o găsiți în orice șaormerie. Nimic grozav, dar își face treaba. No, până în alta, eu continui să mănânc și revin cu un mic update.
Bun. E bine, cam atât a fost. Sunt sătul, sunt plin. Nu am reușit să termin. După cum am zis, e destul de bună. Trebuie să o mai încerc o dată, adică merită încercată încă o dată. Nu a fost foarte scump, în ideea în care meniul kebab m-a costat aproximativ 31 de lei, iar acea shawarma încă 25 de lei, la fel și a fost un meniu. Ce pot să vă spun? Niciun pui special, cartofii îmi plac, îmi plac foarte mult sosurile de aici. Murăturile sunt bune, în schimb salata lasă de dorit, nu e pe gustul meu. Merită încercată, este un restaurant nou în Sibiu, din ce am înțeles. Și probabil o să mai mănânc de acolo.